țară bulgară, Baba Vanga este cunoscută în întreaga lume pentru precizia previziunilor ei. De-a lungul vieții, ea a fost vizitată de mai mulți politicieni bulgari și străini, începând cu țarul Bulgariei Boris al III-lea și terminând cu președintele Rusiei Boris Yeltsin. Fiind complet oarbă, Baba Vanga le-a prezis tuturor acestora ce se va întâmpla cu ei și cu țările lor. Curând și în Republica Moldova a apărut o prezicătoare talentată, tot oarbă, pe numele ei Baba Plahotniuc. Deși face previziuni despre politicieni și despre Republica Moldova de mai mulți ani, puțini au fost cei care au crezut în capacitățile ei paranormale. Anul 2008, Baba Plahotniuc a fost vizitată de președintele de atunci al țării, Voronin, liderul celui mai mare partid din Moldova, căruia i-a prezis că din partidul lui nu va rămâne nimic și că el, Voronin, o va ruga pe Baba Plahotniuc însăși să-i cumpere partidul. Auzind asemenea aiureli, Voronin a râs în hohote și a zis că Baba Plahotniuc nu e prezicătoare, dar e o nebună. Da, am uitat să vă spun că spre deosebire de Baba Vanga, care doar făcea previziuni, Baba Plahotniuc îmbină două talente. Ea face previziuni și tot ea le realizează. Astfel, după ce i-a prezis lui Voronin că din partidul lui nu va rămâne nimic, ea s-a apucat să pună în practică propria previziune. Și într-adevăr, vedem că acum, în toamna lui 2015, din partidul lui Voronin nu a mai rămas mare lucru și că el o roagă pe Baba Plahotniuc să-i cumpere partidul. Dar cel mai mult i-a șocat pe toți previziunea Babei Plahotniuc despre Vlad Filat. La 13 octombrie anul 2013, când acesta era prim-ministru, Baba Plahotniuc i-a prezis că la 15 octombrie 2015 el va ajunge la pușcărie. Regele contrabandei, țara Ipteh, gangsterul tranziției, contrabandistul secolului. Eu nu știu că el poate vorbi, Plahotniuc. Plahotniuc pentru mine nu contează. Proiect de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare deputatului în Parlament, Vladimir Filat. Cine este pentru? Vă rog frumos să votați. Îmi pare rău. 15 octombrie anul 2015, Baba Plahotniuc și-a realizat propria previziune arestându-l pe Filat, toți politicienii moldoveni au ocupat rând la Baba Plahotniuc ca să-și cunoască viitorul și cine va fi următorul la pușcărie. După liderii politici, la preziceri la Baba Plahotniuc au venit toți cei 101 deputați și toți miniștrii din guvern. Au urmat toți președinții de raioane și primarii de localități. Dar fiindcă de soarta Moldovei și a politicienilor moldoveni erau interesați și demnitarii europeni, ei de asemenea au venit la Baba Plahotniuc. Dar fiindcă și Rusia era interesată de soarta Moldovei, și ea i-a trimis la Baba Plahotniuc pe oamenii săi. Baba Plahotniuc le-a spus la toți ce îi așteaptă pe ei în Moldova. În fine, unul dintre toți acei care au stat la coadă la Baba Plahotniuc, se pare că era Pirca Tapiola, a rugat-o pe babă să facă o previziune în privința ei, adică ce viitor o așteaptă pe ea.
Baba a deschis gura să spună ce o așteaptă, dar aici un băiețel din Mahala, care se juca cu o minge, a lovit mai tare balonul. Acesta a lovit-o în cap pe Baba Plahotniuc. Baba a căzut jos, s-a lovit la cap și a murit. De atunci, în Republica Moldova, ziua aceasta este marcată ca o sărbătoare. Victoria poporului moldovenesc asupra Babei Plahotniuc.